Compromisul pe care am ales atunci să-l fac, să aleg atunci când am terminat facultatea, să aleg presa în locul literaturii, fiindcă nu vedeam o cale să aleg literatura, nu este cel pe care l-aș recomanda unui tânăr autor care își dorește să trăiască din scris. Mai bine faci cu totul și cu totul altceva și îți lași mintea pe care, din care vrei să scoți cuvinte, să ți-o lași doar pentru literatură. Ce le recomanda să facă, cunoscând lumea asta literară și lumea scrisului în mai multe roluri azi, cu experiența pe care ai? Când eram în facultate, mi-am spus că nu vreau să fiu niciodată bugetar și că nu vreau să fiu niciodată profesor. Mi se părea că nu sunt făcut pentru asta odată și că nu aș putea trăi în felul ăsta. Dar acum, după tot timpul ăsta, încep să cred că cel mai bun job pentru un om care își dorește să scrie este să fie profesor, din multe puncte de vedere. Fiindcă are contact cu oameni în formare, cu personaje în formare, într-un fel sau altul, fiindcă are mult timp liber, pentru că vacanțele îți permit, de fapt, să-ți dedici timpul scrisului și pentru că ai, cred eu, un anumit tip de satisfacție pe care nu îl găsești în altă parte. Dacă ești un profesor dedicat, am început la un moment dat să cred asta. Cred că asta este o meserie foarte faină pentru un om care își dorește să scrie. Da. Probabil că aș face asta acum. Dacă aș putea da timpul înapoi, cred că m-aș reorienta.